Liga a patra Iași joacă cu Vaslui la baraj. Campioana județului Vaslui este cel mai probabil CSM. Mai sunt meciuri acolo, însă aceștia n-au pierdut niciun punct până acum și au un avans consistent. Miroslava, dar mai ales de la Ușana, a fost decisiv pentru Ușana câteva meciuri. Suntem aici, deci în centru, Cârjă. Ia poziție aici, Cârjă. O șută lui Cârjă, însă în Ilie. Erau fanii Dunării, cei mai tineri au fost cu Oțelul, între timp cei la Oțel au pierdut. Încearcă aici Lipovan, un șut, însă peste poartă. Pe Copari, scarful, compară cineva, asta spuneam, Găsia din zona București, Ilfov, cu ce se întâmplă în restul. Oh, ce șut aici! Superb șutul lui Miro, dar și parada. Parada portarului pe măsură. Spuneam un șut din 16 metri din voleu al lui Miron. Scos de sub transversală. Da, e un băltoac aici. Oh, și o reluare cu capul, din nou Hărăguță la post. Două intervenții. Două evidenții senzaționale. Atunci vedem că va trece peste. Dar, na, teoretic vorbim. Rămâne de văzut oricum, după victoria cu Csereda și-a asigurat matematic măcar locul 8, nu mai poate pierde acel loc și punctele făcute sunt cumva suficiente pentru menținere. Să vedem o bărberit acolo și Bargan și el cu o intervenție foarte bună. Sunt de întunecat astăzi, sunt la Uricat. Vedem Sandu, ce cursă frumoasă a lui Sandu, centrare în fața porții, Marin, însă peste poartă. I-a venit mingea în spate aici, Marin, cred că Izmana e cel care a dat-o în fața porții. Și am înțeles că ar mai fi acum o listă de vreo 100 de nume. Suntem, ce ocazie aici, intervenție, Chelaru. Iarăși a fost, nici Foresta, ei au jucat deja de 3 ori, dacă nu mă înșel. E ciudat tare sistemul ăsta la Liga a 3-a, la play-off cel puțin. Calculam cu... Oh, și bun aici, însă, pe lângă parte. Calculam cu diversi oameni din fotbal că te poți întâlni de 7 ori într-un sezon cu aceeași echipă. Dar la singurul stadion nu se putea juca grupă de Champions League sau de Europa League. Ia să vedem această lucrătură liberă. Izmana, ce execuție, dar peste poartă, am văzut-o în poartă, nu numai eu, și cei de la USV erau în picioare, însă peste poarta lui Hrăguță, minge în margine, Bucovanu, e furtună. Ai, ce face furtuna adversarului acolo să mingea centrată, e acolo bună, dar putea să cadă pe bară, era periculoasă. Un pic mai în spate era și mai bună, însă dacă dai tare aici pe colțul portarului, poți să marchezi. Sau poate să încerci un șut pe subziv. Vedem decizia lui Marin. Marin, acum știu eu, trage tare, să vedem. Bună execuția, zguruie bara. Bună de tot mingea. Ia să vedem aici, Cârjă, recuperare, ia mingea bine, Lipovanu. Excelent Lipovanu la furtună, să vedem pe furtună, are culoar. A, furtună, iar cu spectacolul, șut în blocaj. Au cerut Gheța aici și... A, corectă decizia. A încurcat aici Cârjă. Și Sergiu Matei va lua și el galben. Galben și pentru Cârjă, galben și pentru Matei. Iau aiurea cei de la Cristești galbenele astea. Vedeți, Simionescu acolo pierde. Izmană încearcă să arunce mingea acolo. Marin, șut din voleu, Marin, însă defectuos. În distanța mare pare că nu vor fi probleme, însă știind cine execută, te poți aștepta la orice. Ia să vedem dacă Frunză va încerca poarta, deși sunt vreo 33-34 de metri. Ia să vedem pe Frunză și Elan. Un șut cu efect acolo, Sărițeanu respinge cu capul și se resimte aici Sărițeanu. Furtună. Bună minge acolo, mușcă în fața lui Bargan, însă e un portar cu prea mare experiență ca să scape o minge de genul. 4 contra 4, nu este offside, însă Lipovan nu reușește preluarea, dar dă drumul la margine, vine pe Furtună. Încearcă Furtună, o execuție spectaculoasă aici să caute vincul. Și atunci, da, forțează aici Baboi. Ia să vedem, Cristești era tot pe linia porții. Bun șutul lui Baboi, scoate Hărăguță, nu iese mingea. Ia să vedem, Dumitru, centrare foarte înaltă, respinge
Radu Dan, Baboi. Au, ce șuba Baboi aici. Doamne ferește. Era golul sezonului fotbalului ieșean. Dacă intra asta. Foarte frumos șutul lui Baboi. Era fără speranță pentru Hrăguță. Însă mingea a căzut la o palmă lângă bară. Faptul că e mare, e cunoscut mare dinamovist cu casa făcută în roșu-alb. Ia să vedem aici Sandu. Dar e bună! Însă capul lui Marin se duce alături. Tot în 2003, în posesie. Singur apostol, foarte bună fază. Să vedem pe Sandu. Aproape să fie agățat acolo, însă s-a tras la timp piciorul. Bună mingea și Marin, însă reluarea acestea e pe lângă poartă. Nu cred că a fost offside, da? Nu este offside. Deci această minge lungă, bună pentru Izmană. Întoarce Izmană pentru Sandu, să vedem pe Sandu marginea careului. Excelentă fază, apostol, unghi închis, șut de viat și bară. Ia să vedem din nou bună centrarea, să respinge Simionescu. Să vedem Baboi. Baboi, șutul de această dată este departe. Baboi a avut două ocazii mari în această repriză. Îl prinde la viteză pe Ilie, e clar că îl face. Ilie are deja galben, o astfel de fază îl poate costa. Se de Baboi, asta minge este prea lungă. Aventurează în scandală. Este un jucător foarte bun. Se de Baboi, ce centrare bună, Baboi! Foarte bună centrarea, însă Călin Ciobanu nu reușește să devieze acolo. Să Simi, doamne, ce s-a bine s-a apărat Simi meciul ăsta. Ia să vedem din nou Sandu, are din nou poziție cam liber aici Sandu. Șut pe lung și, doamne, ferește, ce ocazie, doi jucători. Mingea prea lungă, rămâne în teren, nu iese, minge grea acolo. Ia să vedem. Nu, a căzut ușor Marin. Răguță pierduse mingea și putea fi un final de meci incandescent aici, dacă ar fi fost lovitură de la 11 metri. Ce final incandescent. Apostol! Ce face Apostol aici? Excelent! Centrare blocată, reluare cu capul și Matei cu capul respinge! Cristești este campioană! 99%! Cristești este campioană! Ce meci de luptă! Ce meci spectacol! Fără goluri însă s-a luptat pe viață și pe moarte aici. Aici ce face ochelară? A, Cristești este campioana județului Iași în proporție de 99%. Șadar, CSM Vaslui va juca cu Cristești la baraj. Cum spuneam, în proporție de 99%. Se mai poate întâmpla vreo minune. Dar e greu să crezi că Deleniu sau Bârnova ar putea încurca Cristești. Cine e pe primul rând? Cine e?